Salutare tuturor, bun venit la Electric Life. Astăzi facem o continuare de data trecută cu micile astea dispozitive de la Quickwire, Switch and Load și Splitter. De fapt, completare, am alte două produse tot de la ei, care trebuia să vină acum o săptămână sau când am făcut video ăsta. Din păcate au venit cu întârziere, le-am comandat de la o altă firmă. Și avem aici Deliver by Royal Mail. Da, să vedem ce avem înăuntru, despre ce e vorba. E vorba de două produse, bine, sunt patru aici, pentru că două produse separate, diferite. Astea două sunt un fel, astea două sunt un fel. Ok. Plug and socket de la Quickwire, adică priză și ștecher, folosite pentru iluminat. Să vă arăt imediat, să vedem ce avem aici, ce mai este în pachet, nu mai este nimic. Și anume, Quickwire aici ne prezintă ce v-am arătat data trecută, dar asta e un starter kit. Așa, switch and load. Și splitterele care au și dezizolatorul ăsta și, după cum se vede acolo, au și acea mică agrafă care desface practic cablul din conexiune. Ajutorul ei se introduce în părțile laterale, aici în clemă, se apasă și în modul ăsta eu le-am făcut cu șurubelnița, da, așa mai românește. Că am uitat să comand alea și am uitat să comand și acum. De fapt, aici la firma asta nu aveau. Ok. Da, să vă arăt cum să folosesc. Avem aici cele vechi. Da, cu schemă, cu tot, cum se conectează. Așa. Și aici avem Quickwire T-Connector Plug and Socket. Se vede? Se vede. Care arată așa. Și se folosesc în special pentru lămpi, spoturi, conexiuni rapide. Conexiuni rapide care se folosesc în felul următor. Astea două le dăm la o parte odată, că e dublură. Avem priza. Da? Unde vin cablurile de alimentare? Vine cablul de alimentare. Prima dată să le conectăm fază la fază, nu la nu, împământare pe mijloc. Am intrus acolo. Pac! S-a apăsat, s-a conectat. O super conexiune. Cineva îmi scria pe la comentarii la video cu astea că sunt niște rahaturi și nu țin conexiune, poți să tragi de ele cu mașina, o să le rupi. În fine, avea el o problemă, probabil, nu știu. Și avem așadar intrarea în mufa asta, da, de conexiune. Presupunem că vine de la întrerupător, alimentarea și din partea asta la altă mergem mai departe, la următorul spot. Din nou așezăm fază la fază maro, da? Nul albastru și PO pe mijloc, s-a conectat. Avem conexiunea pentru următoarea lampă care vine, bineînțeles, ceva de genul. Să vedem. Avem așa. Da. Pac. S-a conectat. Care vine, bineînțeles, de la switch și load. Vine de la load, de fapt, că switch-ul e întrerupătorul. V-am arătat în video trecut. Da? Introducem fază la fază. Da? Nul la nul. Conectăm.
Asta e conexiunea. Și acum următorul nostru pas este să conectăm practic spotul nostru, care bineînțeles are un cablu, sau dacă nu are un cablu, îl montați voi. Și bineînțeles, tipic englezesc, prinderea e cu șuruburi. În general, ei au prinderi mecanice, da, cu șuruburi, au și prinderea mecanică tip Clemovago, Quick Connector și așa mai departe, după cum se vede și aici. Asta e genul lor. Și avem cablul nostru, da? Să zicem că avem cablul nostru care vine, care este lampa. Avem fază, nul, împământare pe mijloc, nul în partea asta. Respectăm întotdeauna. Da? Și introducem pe mijloc. Avem conexiunea. Da? Nu lăsați contactele să se vadă conductorul nici de la fază, nici de la nul, să se intre în interior complet și se prinde, bineînțeles, cu șuruburi. Conexiune mecanică foarte bună. Asta e specific pentru ei. Probabil o să fac în viitor și tip click, cine știe. Și după cum se vede, aici au niște cleme, să le zic așa, unde va intra cablu și va strânge cablu, unde va ține cablu practic. Merge și cu cablu rotund, nu doar cu din ăsta plat, da? L-am introdus eu acolo pe alea. După care venim cu partea cealaltă și am conectat și avem o conexiune la umfa asta, care va intra, bineînțeles, aici. Dacă s-a făcut conexiunea, nu poate fi montată invers, pentru că are un canal pe care intră, da? După cum se vede. Și numai așa poate să intre. Tac! S-a conectat, conexiuni rapide și ai conectat lămpile. Te-ai dus mai departe. Da? Rămâne la imaginația voastră, pentru că se pot face tot felul de conexiuni cu splitterul și switch and load și cu astea pentru lumini. Deci avem pentru întrerupător, pentru lămpi, alimentare și conexiune care merge mai departe la un alt circuit sau la mai multe, din care te poți ramifica, poți să vii din nou cu switch and load și tot așa pentru lumini rezistente la 16 amperi. Ok. Și poți să te duci din lampă în lampă, poți să te duci cu un astfel de splitter din care să te duci în alte 3 și tot așa. Are un mic, o mică clemă aici de care apeși, tragi și ai scos spotul, poți să lucrezi la el, poți să faci măsurători, poți să schimbi spotul dacă vrei, nu trebuie să stai neapărat pe scară, ai dat ăsta jos, te-ai dat jos, lucrezi frumos la o masă sau un blat, ceva, după care ai venit, pac și la revedere, foarte frumos, da? Cum am spus, la normal, după cum probabil știți sau probabil nu știți, dar o să vă arăt. De obicei, când se conectează în priză, în marea majoritatea cazurilor
ei au conexiuni cu șuruburi și cablurile sunt de genul ăsta, fază nul împământare, unde vii cu o astfel de izolație, da? Se măsoară, se taie, se lasă doar cât să ai conexiunea, să introduci aici și ai conectat, ai o izolație ca să nu se atingă, da? Și ai o izolație. Sunt și cabluri din astea late, bineînțeles, plate, cu izolație directă pe conductorul de împământare, doar că ei au tot felul de tipuri de astfel de cabluri cu conductori de PE de dimensiune, de secțiune mai mică decât conductorul de fază și de nul. Pot fi și identici, pot fi și mai mici. Așa au calculat lor ei stasurile, standardele. Dar la asta nu trebuie neapărat, pentru că conexiunea este foarte mică și nu trebuie așa ceva. Ok. Așadar, avem spotul nostru. Am conectat. Unde ești? Am conectat. Îl dăm jos. Rapid și eficient. Bun. Am completat videoclipul trecut. Sper că vă este de folos. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like. Apăsați pe toate butonelele de acolo. Și nu uitați să vă alăturați canalului pentru cei care doresc să susțină canalul și mai bine. Ok, până data viitoare, numai bine, pa, pa!